În primul rând, vreau să vă mulțumim că sunteți alături de noi și că v-ați rupt o fărâmă din timpul care, nu știu, în ultima vreme a devenit din ce în ce mai prețios pentru noi toți, ca să fiți aici. Noi ne-am gândit să, în seara asta, să ne vedem din două motive. Una, primul și cel mai important este să bem un șpriț cu prieteni dragi și să sărbătorim și festivalul care l-am făcut astă vară. Și să ne întâlnim, că există această, nici nu știu cum să spun, acest... Întâlnirea moarte n-are. Întâlnirea moarte n-are, nu. Asta e pe moarte întâlnirea, dintre oameni, tocmai asta este. Că oamenii se întâlnesc din ce în ce mai puțin și din ce în ce mai astăzi, dacă ai primit like-uri pe Facebook, e suficient. Eu, noi credem că nu e suficient, dar zic că și ne face mare plăcere să ne vedem ochii noi față în față și să vă strângem în brațe oameni care ne sunteți dragi. Al doilea rând, vreau să vă mulțumim pentru că ați participat și ați fost alături de noi cu trup și suflet la festivalul care l-am făcut în vară și care a fost, cum bine știți și ați văzut, a fost un mic succes al nostru, al tuturor. Mai mare succes. Cu reverberații de tot felul. Nu suntem aici să ne lăudăm, dar ca să spunem că a fost un eveniment care a lăsat urme acolo unde trebuie. Și nu în ultimul rând, de a evoca câțiva oameni, asta vara a fost în cadrul festivalului nostru, am avut niște parteneri, unul din parteneri a fost Livia, Ilie este aici de față, prietenul ei, care ține atelierul Dumitru alături și care a fost partenerul nostru principal, pentru că acolo s-a obținut mare parte din ea. Livia trece acum prin momente foarte, foarte grele, a avut un accident de mașină, este în spital, la urgență, este bine îngrijită, dar este într-o stare critică și sperăm cu toții să fie bine până la urmă și să-i urăm sănătate și vă anunțăm și pe această cale că noi încercăm să facem, să organizăm câteva acțiuni, o expoziție. Și Maria să facă un concert de muzică barocă. Am donat niște tablouri, vedem, facem ca să o ajutăm cumva, pentru că trece pe momente foarte, foarte dificile. Și v-aș mai ruga, am mai avut un eveniment nefericit. Doamna care a făcut alături de Ana Simon filmul, Mira a Cristei, prietena noastră foarte, foarte bună, a fost montez, dar mai când eram student și când eram la studioul Sahia, și-a mea, și-a lui tata și a altor prieteni de-ai noștri, s-a prăpădit marți. Poate ar fi bine să ținem un scurt moment de reculegere. Trecând la lucruri mai vesele, al doilea motiv, al doilea voleu al motivului a fost și acela de a ne vedea, ne întâlni și a ne mai schimba două vorbe și a ne putea afla unii despre alții și faptul că... Și de a împărți așa, un fel de amintire ca la festival. Cum era, erau versurile alea dinainte de război, o mică stabilă în calea uitării. Așa, cât de cât să vă amintiți că a fost festivalul ăsta și că a existat și că dacă cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă vom fi sănătoși și toate vom fi bine, vom mai face și la anul și a fost ediția 3.
A fost ediția întâi, da. Da, vă așteptăm cu toții să fiți alături de noi, așa cum a fost și la prima. Da. Sper să-l facem data viitoare, să-l facem mai bine, mai închegat și mai bine structurat. Da.